Anunțată cu surle și trâmbițe, greva generală a ținut doar 2 zile. Funcționarii publici și-au reluat activitatea, iar în unele școli făgărășene, profesorii nici nu au început protestul. Cu toate acestea, unele sindicate amenință că vor reîncepe greva pe perioadă nedeterminată dacă nu se renunță la tăierile de salarii. Greva generală pe termen nelimitat nici nu a început bine, că s-a și terminat. În școlile făgărășene, toți elevii s-au prezentat astăzi la cursuri. Mai mult decât atât, unii profesori nici nu au intrat în grevă generală, susținând că au făcut acest lucru pentru binele elevilor. La noi, la școala generală 2, orele s-au ținut, copiii au fost la ore, am considerat că în interesul elevilor și al părinților, momentan nu a fost cazul să intrăm în această grevă. Colegii au hotărât, eu doar am administrat situația. Și salariații din primărie, care erau mai mult decât hotărâți să-și suspende activitatea pe termen nelimitat, astăzi și-au început lucrul. Am decis să suspendăm greva în urma unei întâlniri cu liderii celorlalte sindicate din județul Brașov. Ne vom concentra în acest moment pe niște forme de protest, cum ar fi cea de mâine, pichetarea prefecturii. Cu toate acestea, ei amenință că vor reintra în grevă dacă nu se renunță la tăierile de salarii. Am decis suspendarea grevei. Asta înseamnă că în cazul în care considerăm că este necesară, vom relua greva la fel pe o perioadă nedeterminată. Cel mai mult au avut de suferit făgărășenii. Timp de 2 zile aceștia nu au știut dacă să meargă să-și achite dările la primărie sau să mai aștepte. În aceeași situație au fost și elevii făgărășeni. Și asta pentru că nu toți profesorii s-au aflat în grevă.